Bun. În ultimul video am făcut evaluarea prețului Nicol European folosind metoda Monte Carlo în Excel. Astăzi o să facem Black-Scholes. Aici harta pregătirii în ceea ce va urma va fi următoarea. Modelul Black-Scholes are mai multe ramificații. În primul rând, va fi modelul Black-Scholes pentru call și put. Din care vom face indicatorii de senzitivitate. După care vom face evaluarea activelor unei firme și modelul de risc de credit folosind modelul Merton. Modelul Merton pentru riscul de credit. Și în cele din urmă, evaluarea instrumentelor financiare derivate în general. Folosind mediul neutru la risc. Mediul neutru la risc, o să vă învăț ce înseamnă mediul neutru la risc din punct de vedere matematic. Deci asta e schema în ceea ce urmează. După care vom face toate aplicațiile posibile în Excel. Și între timp voi lucra în Excel, MATLAB, mă rog. Dar mai ales după ce terminăm aceste lecții. Bun, astăzi zicem de Black-Scholes, acum, în lecția de azi și în cele ce urmează. Toate sunt legate de Black-Scholes, din ce vedeți aici. Vor fi legate de Black-Scholes. Bineînțeles că mai sunt și alte modele matematice sau economice. Modelul Heston cu salturi pentru evaluarea prețurilor. Model mult mai avansat și folosit după criza din 2008. Scriu aici în trecere modelul Heston. Asta este alternativa la Black-Scholes, sau mai bine zis completarea lui. Pentru că el folosește și acolo mișcarea browniană, dar mai folosește și procesul Poisson. Mă rog. Bun. Acum, în ecuația lui Black-Scholes modelul lui Black-Scholes spune că prețul unui col european, deci aici modelul Black-Scholes e pe opțiuni europene, nu pe americane, CT egal cu ST, orende de 1, după cum am dat zis și am data trecută, în lecția cu Monte Carlo, minus K la minus R, pe lângă T mare minus T mic, orende de 2, iar prețul unui put european la momentul T e K la minus RT, orende de minus de 2, minus este ori n de minus de 1. Formula mai generală ar fi CT egal este E la minus Q pe lângă T mare minus T mic, n de 1, minus K la minus RT, n de minus de 2. Acum să n de 2, pardon. Acum să vedem cine este de 1. În primul caz, o să-l dau direct pe al doilea și vă voi particulariza în cazul care Q e 0, obțineți pe cazul 1. Deci D1 este egal cu ln de ST pe K plus R minus Q plus sigma pătrat pe 2, când avem și dividend. Q e rata dividendului. Ori T mare minus T mic supra sigma radical din T mare minus T mic. T2 este ln de ST pe K, este D1, mai scurt și ușor de reținut, minus asta. Bun. Perfect. Acum, hai să vedem un prim exercițiu. Ce se întâmplă cu o mică observație aici? Ce se întâmplă dacă activul suport e un indice bursier? Rata continuă a medie a dividendelor generate de acțiuni este Q.
Dacă e valută, cine e Q? E rata dobânzii externe. Deci dacă activul suport e o valută, să zicem că avem un call pe cursul de schimb dolar canadian, dolar american, activul de suport va fi cursul, moneda de schimb pe care o cumpărăm, da? Practic, noi ce facem? O opțiune care dă dreptul la cumpărarea, să zicem, a unui dolar canadian, înseamnă că el are activ suport dolarul canadian, care emite un dividend din cauza că potențialul deținerii sale este rata dobânzii în Canada. Aici presupune că toate ratele dobânzii sunt plate, adică structurile la termen sunt plate, toate sunt același R. Dacă intrăm pe domenii mai, cum să zic, avansate, putem să diversificăm ratele dobânzii să fie cât mai realist posibil. La o zi, la două, la o săptămână, la o lună și așa mai departe. Dar aici vorbim de rate plate. Bun, asta nu mai fac paranteze. Trecem la un prim exercițiu legat de asta. Să zicem că vreau să evalueze, să se calculeze prețul unui call european la momentul 0, știind că unui call european at the money, știind că prețul activului suport este egal cu prețul K, care, mă rog, asta se evident, e 100 de euro. Durata timp până la maturitate de un an. T mare egal un an. Iar rata dobânzii fără risc este de 5%. Pe an, volatilitatea fiind %10. Bun. Să știți că bun, aplicând formula CT egal cu este C0 egal cu E0, o rendă de 1, minus K e la minus RT, o rendă de 2, obținem că de 1 este ln de E0 pe K, plus R, plus sigma pătrat pe 2 ori T, pe sigma radical din T. Aici hai să ne uităm puțin. Cât face chestia asta, le-am pus intenționat cifrele să iasă exercițiul cât mai simplu. De ce? E0 pe K e 1, ln dispare. Rămânem cu R plus sigma pătrat pe 2, care este 0,05. Volatilitatea este 0,005. Este 0,01 și împărțit la 2,005. Ori T pe, adică ori 1, iar ce dispare și el, sigma radical din 1 la fel, pe 0,1. Și am 0,055 pe 0,1, care e 0,55. Ăsta e D1. Nimic mai confortabil. D2 e D1 minus sigma radical din T. D1 este 0,55 minus 0,1 și atât, și de 0,45. Folosind funcția pe care am construit-o în lecția anterioară, aceea de a calcula n de D1, o să-l calculăm aici. Există și tabel într-o anumită carte cu toate n-urile. Dar eu o să folosesc ceea ce am în dotare. Norm 0,1 de 0,55. Îmi dă 0,7088. Și norm 0,1 de 0,45 îmi dă 0,6736. Deci se reține. Da. 0,7088, 0,6736 NDD1.
Bun. Și atunci prețul colului va fi 100 ori 0,788 minus minus K, care este tot 100, ori la minus R, adică E la minus 0,05, ori T mare minus T mic, care e 1, ori N de 2, care e 0,6736. Dau pe 100 factor comun, pe L de 0,7088, minus E la minus 0,05, ori 0,6736. Îl calculez acum, face 100 pe lângă J7 minus K, care este, nu mai se pune, E la min exp de 0,05 ori J8. Au găsit o greșeală aici. Înțeleg. Da, îmi dă 6,8. Bun. Deci asta ar fi prețul colului. Pe formula lui Black-Scholes. Cât? 6,8049. Hai să vedem dacă același rezultat mi-l dă... folosim Monte Carlo de ieri. Deci o să scriu prețurile 100, 100, rata dobânzii atâta. Ce mai avem? Așa, volatilitatea 0,1. Durata un an 7,11, aproape. Să vedeți că am modificat sample-ul, nu mai este 2000, 10.000 mărimea. Diferența între ele este de 0,31 totuși, dar putem să modificăm eventual cele două calcule. Am făcut aici o funcție. Apropo, chestia de aici, asta, cu linia asta, este cu prețul Black-Scholes pentru datele pe care vi le-am dat eu. 6,8 versus 6,8 de aici. E aproape identic. Adică e identic. Și este aproape de prețul Monte Carlo de aici. Asta e call price Monte Carlo. Care este poanta? Am făcut o funcție care să facă prețul Black-Scholes. Uitați aici. Am făcut funcția E de ieri, ceea ce apare aici, plus alte două funcții care calculează calculează D1, D2 și prețul final. D1 este necesar pentru loc de... Am avut o funcție care depinde de următoarele variabile. S, R, T1, T2 și K. D2 la fel. Deci, după cum vedeți, avem S, R, N de D1, care este bucata asta, minus K, L la minus R, ori T mare minus T mic, unde T mare T2 și T mic e T1, ori N de D2. Și asta îmi dă mie prețul cu Black-Scholes. Ceea ce verifică compatibilitatea a ceea ce am arătat din anterior. Bun. Mai departe. La fel, prețul la put se poate face fie prin Black-Scholes, fie dacă suntem puțin mai dezghețați, prin metoda parității. Paritatea put-call spune că CT plus K e la minus RT egal PT plus ST. Cum noi știm, tot este 100, K e 100, CT știm că este 6, sau mă rog, în cazul ăsta C0 plus K e la minus RT ar trebui să scriu, egal P0 plus C0. Da, deci avem P0 egal cu C0, 6,8049, plus K, care este 100, ori la minus 0,05, minus S0, care este 100. Și dă... cât? Vedem acum.
G9 plus K e la minus RT, adică 100 rex ne minus 0,05 minus S0 1,9279. Bun. Acum, dacă activul suport ar fi un curs cu o scadența, un curs de schimb, ce s-ar întâmpla în cazul ăsta? E să zice că avem un activ suport. Unei opțiuni de tip european pe un dolar canadian. Timpul rămas până la maturitate este de 9 luni. Prețul este de 0,75 USD. Deci asta pe dolar canadian. Cursul spot e un canadian egal 0,75, da. USD. Volatilitatea cursului de schimb, sigma, e de 4%. Ratele de dobândă în procente pe an în Canada și SUA sunt de, deci, R egal. Canada are rata de dobândă. Cât? De 97%. Zice... Cursul spot este un canadian egal 0,75 și volatilitatea este 4%. Rata de dobândă în procente pe an în Canada și SUA este 9, respectiv 7%. Deci eu am rata de dobândă internă pe moneda pe care o am, ceea ce este cea de 7%. Și rata străină este de 9%. Bun. Atunci, Black-Scholes cum arată? CT, adică C0. Este de cât? E0, are 0,75, o rendă de 1. Minus K, E la minus RT, N de 2. T-ul este 9 luni, adică 3 pe 4. D1. Apropo, am uitat să spun că prețul de exercitare este de... 0,75. Bun. Deci D1 e lână de S0 pe K plus R. Atenție aici. R rata internă minus rata dividendului RF plus sigma pătrat pe 2 ori T mare supra sigma radical din T. Hai să vedem. Vine 0 plus R care este 7% minus RF 9%, deci vine minus 0,02 plus sigma pătrat, care face cât? Volatilitatea 25%, 0,0625 pe 2, ori 3 pe 4, supra 0,25 radical din T, adică radical din 3 pe 4, adică radical din 3 pe 2. Se duce un 4 pe 2,
rămâne 2. Și aici sunt niște calcule. D2, de asemenea, e D1 minus sigma radical din T. Bun. Să trecem peste momentul ăsta. O să vedem niște probleme mai complicate, pentru că astea apar și în anumite materiale. Dar am vrut să intru ușor în subiect. O problemă ar fi să deduceți teorema de paritate put-call pentru cazul în care suportul contractele pe opțiuni este un contract futures. Deci dacă avem un contract futures ca activ suport, care este formula? Deci deduceți teorema de paritate put-call. Pentru cazul în care contractele pe opțiuni, în cazul suportul pe contracte este, în care suportul este contract futures și valută. Bun. Aici avem, în general, pentru activul suport, paritatea put-call, care o reamintesc cu dividende data asta, CT plus K la minus RT, egal PT plus ST ori Q la or la minus QT. Cum se arată? Se consideră două portofolii, A și B, unul format din call plus un call pe contractul pe activ suport. În cazul nostru, la noi o să fie activul suport valuta. Să zicem moneda X pe moneda Y. Deci am X și vreau să cumpăr Y. Deci o să fie Y. Și de asemenea o să am aici mare atenție. Cine e Q? Deci în cazul de față la 1, bun, acum zic în general, B-ul cine o să fie? Un put pe activul suport. Și aici am uitat să spun, plus cash. Ce cash? În moneda mea. Da. Bun. Ce se întâmplă? Deci ca să nu mai avem put plus ce? Plus activul suport. Long. Poziție long. Asta este în general. Deci, indiferent cu ce punem, e aceeași rețetă de demonstrare. Indiferent cu ce înlocuim activul suport, vreau să zic. Dacă activul suport este valută, ce se întâmplă? PT de A e egal cu la maturitate CT plus KL la minus RT ore la RT, care este CT plus K, care e max dintre ST minus K și 0 plus K. Deci max de ST și K. La fel PT de B. Foarte simplu de arătat. Am mai făcut asta în lecția absența oportunităților de arbitraj. Acum, ce urmează? Deci, dacă valuta este activul suport, CT plus KE la minus R pe lângă T mare minus T mic egal PT plus ST ori E la minus RF, rata dobânzii de schimb, ori T mare minus T mic. E foarte simplu. De ce? Motivul este următorul. Aici la PT de B trebuie să fac o observație. De ce max de K și este? Pentru că dacă eu dețin activul suport și putul, putul îmi dă max de K minus ST și 0. Activul suport însă are prețul ST ore la minus Q pe lângă T mare minus T mic la momentul T și va avea prețul ST ore E la minus Q T minus T
o re la Q lângă T minus T, pentru că dividendele dispar. O să aibă prețul ST, dividendele pentru activul suport vor dispărea, eu voi deține doar ST-ul. Deci, indiferent de situație. Însă, dacă mă întorc în timp, prețul nu mai este ST normal, ci este o rata actualizată a dividendelor. Dividendul aici este dobânda externă, asta e considerat ca un dividend. De aceea arată așa formula. Iar demonstrația este aceeași pentru amândouă. Dacă am contract futures, CT plus, cum arată la contract futures, cine este ST? În cazul ăsta, CT plus prețul de exercitare K egal cu PT plus FT, prețul futures. Bun. Asta e relația de paritate put-call, nimic spectaculos. Mai departe, să vedem cum stăm cu timpul. Mai departe, o problemă cu adevărat interesantă, dar ar fi să se... Bun. Ecuația de dinamică, asta am făcut-o. Următoarea. O acțiune core europeană cu preț, cu suport acțiune care nu distribuie dividende. Deci avem un call. Are maturitatea scadență 3 luni. Deci problema 2. Sau cât o fi? 3. Scadența 3 luni. În prezent prețul acțiunii este 15 euro. Iar analiștii au estimat că probabilitatea ca S or E la R pe lângă T mare minus T mic minus sigma pătrat or T mare minus T mic e mai mic sau egal decât T este mai mic sau egal decât S or E la RT. Probabilitatea asta e de 16%. Asta au estimat analiștii. Care e prețul curent al opțiunii? E? Asta deja se înscrie într-o altă categorie de probleme, cea în care, și mai am o informație, prețul curent al acțiunii suport egal cu prețul de exercitare actualizat cu rata dobânzii fără risc. Deci, repet, prețul curent al acțiunii e 0 egal cu prețul actualizat la rata dobânzii fără risc al prețului de exercitare. Ce înseamnă asta? Că e 0 e ca E la minus RT. Bun, ori punem ST și aici, și aici, și aici, și aici. Deci astea sunt informațiile. Bun. Interesant. Cea mai grea problemă e cum interpretăm ultima relație asta cu probabilitatea, cum o transformăm în ceva convenabil. Un N de D1, de exemplu. Pentru că CT este egal cu ST pe care îl știm, ori N de D1 minus K E la minus RT, ori N de D2. Dar atenție, K E la minus RT e ST. Deci avem ST pe lângă N de D1 minus N de D2. Asta e egal cu ST. Deci îl dai factor comun. Bun. D1, cine e? E lână de ST pe K. Plus R plus sigma pătrat pe 2 ori T mare minus T mic. Pe sigma radical din T mare minus T mic. Dar acum atenție. Cine este pe K? Este E la minus RT minus T. Deci avem egal cu lână. E la minus RT minus T. Plus R plus sigma pătrat pe 2 ori T minus T supra sigma radical din T mare minus T mic. O să-mi dispară lână și E. O să fie minus R pe lângă T mare minus T mic plus R ori T mare minus T mic, că desfac parantezele, plus sigma pătrat pe 2
Ori T mare minus T mic. Supra sigma radical din T mare minus T mic. Dispare asta și asta. Subținem sigma pătrat pe 2 ori T mare minus T mic. Supra sigma radical din T mare minus T mic. Și îmi dă sigma pe 2 ori radical din T mare minus T mic. D2, atenție, este D1 minus sigma radical din T mare minus T mic. Adică sigma pe 2 radical din T mare minus T mic minus sigma radical din T mare minus T mic. Și îmi dă minus sigma pe 2 radical din T mare minus T mic, adică minus D1. Și atunci cine ar fi N de D1 minus N de D2? N de D1 minus N de D2 va fi N de D1 minus N de minus D1, care este 2N de D1. Atenție, folosim formula că asta este 1 minus N de D1. E 2N de D1 minus 1. Deci, ne întoarcem aici. CT va fi ST ori... Deci, CT va fi ST pe lângă 2N de D1 minus 1. Perfect. Ne trebuie N de D1. Și aici intervine acea probabilitate magică. Probabilitatea ca este ori E la R T minus T minus sigma pătrat T minus T să fie mai mic egal decât asta e 16%. Acum, nu se spune nicăieri că lucrăm în mediul neutru la risc. Asta nu e probabilitatea neutră la risc, dar putem presupune că ecuația activului suport a lui este E de ST egal cu mu ST de T plus sigma ST de BT. Și de asemenea se știe că soluția ecuației e ST egal cu ST ori exponențială de mu minus sigma pătrat pe 2 T mare minus T mic plus sigma BT minus BT. Atenție! Cum este distribuit BT minus BT? Este distribuit normal de medie 0 și dispersie T minus T. Cât e T minus T? Este un sfert de an. 1 pe 4. Deci putem să scriem ca 1 pe 2 ori normală de 0,1. N de 0,1. Perfect. Revenind. Probabilitatea ca ST-ul ăsta să fie 16% e de fapt probabilitatea ca ST ori E la R T minus T minus sigma pătrat simplu ori T minus T. Putem să scriem probabilitatea ca este ori E la R pe 4 minus sigma pătrat pe 2 ori același lucru să fie mai mic egal decât ST, care e egal cu tot cu ST ori E la mu minus sigma pătrat pe 2 ori 1 pe 4 plus sigma ori 1 pe 2 ori N de 0,1, care la rândul lui e mai mic egal decât este ori E la RT minus T. Adică R pe 4. Asta e 16%. Probabilitatea. Bun. Dispare ST-ul. Peste tot. Asta e un aspect îmbucurător. Deci obținem că probabilitatea ca R pe 4 minus sigma pătrat pe 2 ori 1 pe 4 mai mic sau egal decât mu minus sigma pătrat pe 2 ori 1 pe 4 plus sigma ori 1 pe 2 ori n de 0,1 să fie mai mic sau egal la rândul lui decât e la r pe 4. Asta probabilitatea, nu e la r pe 4, pardon, r pe 4. Asta e probabilitatea care dă 16%.
Acum, dacă presupunem ce rezultă de aici, că avem n de 0,1 ăsta, care știm cum se mișcă. Bun. Pe mine mă interesează să aflu n de d1, dacă se poate, sau să aflu sigma. Practic, eu ce am nevoie pentru d1, efectiv? De ce depinde d1 în mod special? De sigma. Că t minus t știu, deci eu trebuie să-l aflu pe sigma, asta e obiectivul. Trebuia să spun de la început, ca explicație, deci obiectivul este să aflu pe sigma. Acum, aici mu, în cazul de față, este r, probabilitatea neutră la risc. Și atunci o să scăpăm de viciul ăsta. Vreau să zic în mediul neutru la risc. Mu este r. Și noi lucrăm în mediul neutru la risc. Mu fiind r, am probabilitatea ca r pe 4 minus sigma pătrat pe 8 mai mic sau egal decât r pe 4 minus sigma pătrat pe 8 plus sigma pe 2 ori n de 0,1 mai mic la rândul lui decât r pe 4 și dă 16%. Acum, vreau să izolez, să fac cât mai simplu, practic, acest n de 0,1, să-l izolez pe el. Scăzând r pe 4 din toți, că oricum nu mă interesează, obțin că probabilitatea lui minus sigma pătrat pe 8 mai mic sau egal decât minus sigma pătrat și pe ăsta trebuie să scad. Dar las așa. Plus sigma pe 2 ori n de 0,1 mai mic egal decât 0. Este tot 16%. Îl trec pe dincolo, trec dincolo pe sigma pătrat de 0 mai mic ca sigma pe 2 ori n de 0,1 mai mic sau egal decât sigma pătrat pe 8. Care e 16. Împart cu sigma ecuația și obțin că p de 0 mai mic egal decât n de 0,1 și mulțesc cu 2, n de mai mic egal decât sigma pe 4 și 16%. E, în condițiile astea, n de sigma pe 4 minus n de 0 îmi dă 16%. Și atunci n de sigma pe 4 minus 1 pe 2 e 16%. Adică n de sigma pe 4 este 56, 66%. Deci sigma pe 4 e n la minus 1 de 0,66. Cât este asta? În tabelul ăsta lung am calculat la un moment dat. Bun. Se vede din avion cam cât e. Adică se folosește un tabel și cu asta basta. La mine sunt de 66, l-am aflat pe sigma. Practic sigma este 4 ori n la minus 1 de 0,66. În condițiile astea l-avem pe ăsta, pe n de d1. Atenție că e interesant. D1 era minus sigma pe 2. Ia să vedem unde ești. Unde ești tu? D1. Am partea stângă. Da. Minus, nu, sigma pe 2 radical din T minus T. Bun. Sigma pe 2 radical din T minus T. Adică sigma pe 2 ori radical din t minus t, adică radical din 1 pe 4, care e 1 pe 2, deci îl dau sigma pe 4. N de d1 e n de sigma pe 4, care este n de 4 ori n la minus 1 de 0,66. Genial asta. Deci a ieșit la perfecție. Egal cu 4 cu 4 se simplifică. N de n la minus 1 de 0,66 îmi dă incredibil. Îmi dă 0,66. Pentru că deci am n de n la minus 1 de 0,66, care evidențiez din faptul că n la minus 1 e funcția inversă lui n.
De 0,66. Așa. Nu m-aș fi așteptat, sincer. De 2 este minus de 1. Deci n de... Mă rog, nici nu mai trebuie. Îl avem pe n de 1 și îl înlocuim aici. Deci vine este care e 100 ori 2 ori 0,66 minus 1. Care face 1,32. Minus 1, 0,32. Deci 32 de dolari. Atât a costat acolo. Perfect. Cu asta închei primul calcul. Mulțumesc că m-ați ascultat.